România să fii la Olănești? Păi eu sunt la Olănești, adică oficial sunt la Olănești. Doar tu și SPP-ul știți că sunt aici. Nici măcar Albinuța nu știe. Și ghiși de ce sunt aici? De ce? Pentru că mi s-a făcut dor de tine. Măi, nu poți, dar dacă intră... Intră, adică nu intră, că am încuiat ușa cu cheia. Pe unde să intre? Păi pe gaura cheii, că de-aia Albinuță, nu? Ah, ce simpatică ești. A, știi ceva? Lasă-mă, că ți-am spus că nu facem nimic până nu-mi dai ceva despre alianță. Că n-am nimic. Păi nu se poate să n-am nicio informație. Ce, au intrat serviciile în șomaj? Ea nu dau nimic, pentru că sunt informații top secret la care nici măcar președintele nu are acces. Ce crezi, că Trump știe ce l-am pușcat pe Kennedy? Deci, pupăză, lasă vrăjala, că parcă te declarați dușmanul statului paralel, da? Sau alea au fost doar vrăjeli ca să-ți impresionezi alegătorii? N-a fost nicio vrăjeală. Am eu față de vrăjitor? Fața nu, da, tehnica da. Da. Că de-aia ți-am picat și eu în plasă. Oh, da. Haide, dă-mi ceva, te rog. Da. Că dacă nu, nu facem nimica nimicuța, cum ar zice un clasic de la secție. Ia mai zi o dată nimica nimicuța. Nimica nimicuța. Nu, nu, nu. Hello, bună! Ah, bună, stai jos, te rog! Așa, mulțumesc! Fii atentă, vreau să-ți cer un sfat, că mi-ai zis că dacă e ceva, poți să apelez. Normal, bagă, zi! Ce probleme ai? A, nu eu, e vorba de prietenul meu, deci este super gelos și nu știu cum să-i spun că trebuie să plec câteva zile pentru că am o nuntă la o verișoară de la țară. Și culmea ghinionului e că el și-a luat liber de unde lucrează ca să stea special cu mine câteva zile și eu trebuie să plec. Cum îi zic? Bun, să o luăm ușor. În primul rând, unde lucrează prietenul tău? Nu, ca să-mi dau seama de contextul problemei. E un businessman super influent. Lucrează în agricultură. Ah, adică țăran. Nu, mă, ce-i, nu e țăran. E super ok. E tânăr, e frumos, e spiritual. Doar că e super gelos și nu concepe să mă distrez fără el. Da. Păi atunci e simplu, el cu tine la nuntă. Păi nu pot, că trebuie să plece. Are și el treabă, e super ocupat. Parcă e președintele țării. Nu cred. Bă, păi, dacă e vorba de gagică reală, lasă tot. Chiar și interesul ăsta național mă olt aclamat. Aoleu, dar așa femeia te pupăză? Nu e femeia, dar... are super succes la pupeze. Știi tu? Pupăză la pupăză trage. Da. Că și avea vreun baros în pantaloni. Apropo de baros, îl știi cumva pe unul fane baros? Eu? Nu. No. Nu. No. Pupăză îl știe. Da, e bine să nu-i aduce aminte de el, că nu e chiar plăcut. Era să intre la bulău din cauza lui. Da, de ce întrebi? O verișoară care ar vrea să se cupleze cu el. Da, doamne ferește, interlop. Spune-i mai bine să stea în bancă ei decât să stea la vorbitor, da? Uite, vezi încă un motiv ca să ajung la nuntă, că vine și verișoara mea și așa pot să o avertizez. Ia zi, ce îi zic lui gelosul? Adevărul, că minciuna are picioare scurte și o să târâi trenar, ok, pe jos. Păi nu pot, tu n-auzi că nu concepe să mă distrez fără el? Atunci... zic că mergi la mormântare, dar vezi că pentru varianta asta îți trebuie calități actoricești. Las, că am terminat jurnalismul, mă pricep. Actoricești. Hai că avem tot weekendul la dispoziție. Da, îți trebuie chiar tot? Adică? Antonia? Nu ți-a fost dor de mine? Bă, da, pupăză, cum să nu? Așa ți s-a părut ție mai devreme? Nu, și tocmai de-aia ți-am pregătit o surpriză. De-abia aștept să văd, doar că nu se poate weekendul ăsta. Cum nu se poate? De ce nu se poate? Pentru că am foarte mult de lucru, trebuie să lucrez la o anchetă. Ce anchetă? Ce... să nu-mi zici că la aia despre păpușar. Antonia, știi ce? Nu exagera cu ancheta, că nu trebuie să desființezi statul paralel musa în weekendul ăsta. O luăm așa, ușor, pas cu pas, adică treptat. Nu aia, pupăză, că la ce informații mi-ai dat îi fac maxim să râdă. De unde atâta desființare? Plus că mi-ai dat numai firimituri. Dar nu e adevărat! Antonia, păi tu mă pedepsești pentru asta? Pentru ce? Că ai zis că nu sunt firimituri. Păi nici nu sunt! Că președinții nu umblă cu firmituri, că nu sunt pâine în buzunare.
Știi ce? Lasă-l naib de articol. Sau amână-l până îți dau eu niște informații mai tari. Uite, o să vorbesc cu serviciile și o să-ți dau niște informații bombă acum, în weekendul ăsta. Hă? Ce zici? Păi nu pot în weekend, tu n-auzi? De ce nu poți? Ia, stai așa. Deci articolul este vrăjeană. Altul este motivul. Antonia, spune-mi cu cine te vezi și unde te duci. Antonia, fii atentă, fii atentă. Vezi că dacă îl minți pe președintele tău, înseamnă că este sperjur. Mi-am amintit că trebuie să mă întâlnesc cu șeful de redacție. E ceva foarte important. Hai că vorbim noi, ok? Da. Șeful sau iubitul? Sau sunt una și aceeași persoană? Lasă că aflu eu. Ce face? Antonia are prieten? Da, a zis că e un businessman super potent. Are afaceri în agricultură. Ah, deci un țăran. Face că nu. Din contră, tipul e elegant și spiritual. Apropo, cred că scrie un material cu tine. Agricultorul? E și ziarist? Nu, popăza Antonia, că m-a întrebat o mulțime de lucruri despre tine. Serios? O fi vrut să mă compare cu țăranul. Aiurea, pe ce se compară președintele cu un țăran? Tânăr și frumos. Nesimțit-o. Da, de ce te-ai îmbrăcat în negru? Păi, am un deces în familie și de asta nu putem să ne vedem în weekend, pentru că trebuie să mă duc la o mormântare la țară. Dar n-am vrut să-ți zic, ca să nu-ți transmit și ție starea mea, n-am vrut să-ți fac rău. Da, îmi pare rău, condoleanțe. Și cât vei lipsi? Vezi tu, câteva zile, că așa sunt tradițiile la țară. Moarta era domnișoară și vor să o înmormânteze pe modelul mireasă. Au făcut un fusion, înmormântare cu pomană de 3 zile, ca nunta, practic. Cum adică? Păi nu poți să lipsești atât. Adică ce, eu am venit degeaba? Antonia, am nevoie de tine într-un proiect nou, ca scenaristă. Pupăză, dar a fost verișoara mea, tu nu înțelegi? Trebuie să mă duc. Hai că vorbim când mă întorc de la nuntă, da? Doamne, de la înmormântare. Uite, sunt supărată și vorbesc prost. Da, sigur nu e nuntă? Eu nu am pomenit fusta așa scurtă la mort. Nu cumva te duci să dănțuiești pe la vreo câmpenească cu țăranii? Știi tu care? Deci, pupăză, dacă iar începi, știi ceva? Te deranjează că am aflat, hă? Te supăr adevărul. Vino înapoi că n-am terminat. Eu da! Și se mai plâng că bărbații termină primii. Și... sunt. Și acum să vină uraganul. Dar de ce esteți așa cătrăni, domn președinte? S-a deschis sezonul la păsărici și nu reușiți să apușca nimica în micuța? Chiorete, ordonați? Încetă, Chiorete, mută-te imediat la loc, că mă nebunești. Și încetează cu glumele astea proaste. Înțeles. Că dacă te aude cineva, chiar crede că sunt vreun vânător din ăla neiubitor de animale, mă rog, ca siriac, așa. Vezi că dacă îmi dai și tu, dracu, procentul magic, ajungi ca mârlanul, în pădure. Da, la aia de la balc? Mă făceați vânător? No. Gonacul țiriac. Dar ce zic eu gonacul? Godacul țiriac. Ah. Președinte, dar să știți că nu era glumă. Eu chiar vorbeam serios. Că e musai să pușcați ceva. Că știți vorba aia din bătrâni. Puști, nu puști, vremea puștii trece. Și dacă să nimereșteți... cumva, să vă dârdâie mâna, să n-aveți țintă, lăsați că mă ocup eu, vă aduc una meseriașă, vă scoară din morți, are aia niște figuri, niște... Este așa. Apropo de morți, vezi că în weekend te duci la o mormântare. Sarcină de serviciu. Ah, mormântare? Nuntă n-aveți? Că eu cu morții am o relație cam rece. Nu-mi place că e cam muți. Chiorete. Ordonați? Am zis să lași glumele proaste. Vreau să o conduci pe Antonia... pe ultimul drum.
A murit ca gicalul Velea. Exact. Când auzi, ce milițian poți să fii? Nu Antonia aia, Chiorete, Antonia, ziarista mea. A dumneavoastră? Ziarista asta noastră. A noastră? Că ea trebuie să meargă la o mormântare. Să meargă. Da, și vreau să o însoțești acolo ca să-i acorzi protecția. Da, că s-a cam dat la statul paralel prin articole și nu vreau să... Doamne ferește, hai că e rost de mâncat moca la pomană. Domn președinte, mă confundați cu grățelul sau cu mârlanul, dar e posibil? E. Yeah. Să trăiască, domn președinte. Și dumneavoastră? Păi eu nu prea mai pot, pupăză. Păi de ce, domnul Negureanu? V-au găsit cu ceva grav la control? Exact, cu o mușcătură imensă pe fund. Așa, boss, ți-ai asmățit cățeaua pe mine. E frumos, vezi să muști mâna care ți-a dat procentul? Ce cățea, domnul Negureanu? Eu nu mi-am luat așa ceva, că sunt alergic la păr. Lasă teatru, că n-ai talent, bubăză, și nici pregătirea necesară. La ziarista aia de la antolo.ro mă refer, știi foarte bine de unde era să știe ea, mă, tot ce a scris, dacă nu de la tine. Na, vă înșelați. Nu, pupăză, tu ne înșel nouă așteptările, dar o să-ți pară rău, că sigur maidaneza în căldurii armanta ta. Nu e, domnul, cum să fie, că eu nu umblu cu o copilă, o puștoaică până la urmă. Regula numărul 10, ci să scuză, să acuză, dar stai liniștit că foarte curând o să am și dovezile necesare și să vezi atunci show în presă. Deci, ca să o parafrazez pe cățelușa, da? Va urma! Deci, va urma. S-a întâmplat ceva, șeful? Da, sunt îngrijorat pentru Antonia. A început să scormonească prin afacerile Triplei Alianțe. E o ziaristă curajoasă. Prea curajoasă. Și s-ar putea să o coste curajul ăsta. Uite cum facem. Vreau să stai cu ochii pe păpușar și pe gașca lui. Să ne asigurăm că nu o pun pe lista neagră. Da, să treci. Altceva? Da. Și să stai cu ochii și pe ea. Cu mare plăcere, șef. Profesional, paliule. Doar profesional. Că suntem în război. Nu ne permitem slăbiciuni. A la guerre. Cum a la guerre. Dar ce înseamnă, șef? Nu întinde coarda. Măi, fetelor, poporul nu trebuie exasperat doar cu informații politice și economice. Corect, domnule președinte. Eu propun să le dăm și ceva sexy. Barbaro, n-am terminat. Aoleu, ce bine a sunat fraza asta. Vreau să le arătăm și lucruri frumoase. Uite, de exemplu, ceva din tradițiile noastre. Să se simtă mândri că sunt români. Hai să prezentăm niște obiceiuri de pe la nunți, botezuri și, de ce nu, înmormântări. Păi, când cu bucurie că eu în weekendul ăsta sunt invitată la o nuntă și pot să o filmez. O să se bucure și mirii și nuntașii că îi fac vedete naționale. Și poate scap și de dadaru. Emma, nunta o să fie la final, adică bomboana de pe colivă. Pentru început vreau colivă, adică înmormântare. Păi și unde găsim noi mort care să ne lase să-l filmăm? V-am găsit eu, că doar sunt președintele întregului popor, adică și al viilor și al morților. Bă, succes la mormântare, că eu am nuntă. Da, adică eu am o treabă cu iubitul meu, cu Brânzovenescu. Amân și tu, că interesul național bate amantlăcu. Sau fă schimb cu Emma. Mergi tu la nuntă ca să plătească Brânzovenescu darul și Emma la pomană, că negru o avantajează, că subțiază. Adică, ia vezi că eu am săbit, mult, adică am săbit aproape un kil. Gram. Un kil să dă greu. Ce vrei să-mi spui? Antonia, vreau să-mi cer scuze. Am fost și eu nervos. Știi, problemele astea ale țării, nu e ușor să le gestionez. Sunt și eu stresat. Da, mie mi s-a părut că ești mai mult gelos decât stresat. Păi și nu e bine? Că asta înseamnă că îmi pasă de tine.
Și ca să vezi că îmi pasă și că vreau să te știu în siguranță, o să te însoțească Chiorete la înmormântare, să te ajute să cari coroana. Oh, mulțumesc, da? Chiar nu e nevoie să bat atâta drum. Adică cât de grea poate să fie coroana aia? E, foarte grea. Că o să-ți fac una imensă din partea președinției. Să vadă lumea că președintele este alături de fiecare român. Plus că oricum vine și Varvara să vă filmeze. De ce naiba să filmeze? Ca să arătăm poporului ce frumoase sunt tradițiile noastre. Dar din păcate eu nu pot să vin. Că a mirosit păpușarul ceva despre relația noastră. E cu ochii pe noi. Trebuie să luăm o pauză, un timp. Ce? Tu vorbești serios? Crezi că îmi place să fac glume legate de abstinență? Da, de? Dacă te-am mâncat în fund să te iei la trântă cu statul paralel, o să trebuiască să te scarpin singură. Că eu nu mai pot să te ajut. Că ai trezit Krakenul. Krakenul? Ce dracu e ăla? Nu știu, dar sună bine. Un fricoșător. Krakenul. S-a prins păpușarul pe naiba. S-a supărat pentru faza cu iubitul secret. Doamne, dar ce-o fi fost în capul meu? Proasta universului. Am dat cu piciorul la Dita mai sursa. Oh, trebuie să-l împac cumva. Dar cum? E ceva urgent, că am niște probleme. Altele decât alea pe care mi le faceți voi. Știu, domnul președinte. Obișnuiește-te, că noi știm tot. Am sunat doar ca să-ți spun condolențe. Pentru cine? Las că știi tu. Deci chiar a aflat. Păi ce i-am spus să stea liniștită? Oprește imediat ancheta. Nu ieși din casă. Alianța vrea să te elimine. Ok, renunț. Ca să liniștim Krakenul. Și când adoarme, zbang. Îi ia gâtul perseu. Hai, șeful, joacă-te și cu mine cum te joci cu Chiorete, te rog, te rog. Măi, iați-l, stai potolită că nu mă joc, că tu vrei doar gajurile pe pupături și mai albit. Lasă-mă! Nu, te las pe tine să vreau. Grație, grație, asta-i, stai cu minte. Uite, jucăm un păcarici dacă vrei. Nu, șeful, uite, eu să-mi zâna măseluță. Ce măseluță, lasă. Chiorete, bine că ai venit. Stai greu, eu nu vin la nicio nuntă și nici n-aș nu pot să fiu că sunt băgat cu mormântările. Oh, vai de capul tău, ce-ai pățit, mă, te-au dat ăia afară de la mormântare? Ce fraier, băi! Păi dacă te vedea și mortul să trezea, mă, din somnul de vești ca să o rupă la fugă. Glume de moarte a pasiunii. Au, șeful, te bași cu mine la mormântare? Dar ce mă crezi că dacă sunteți doi vă dau preț mai bun gropare? Și în primul rând șeful nu vrea să dea ortopopii mai repede așa. Poți să ignori baluba vorbitoare și concentrezi-te de la ce am să comunic. Pre, au rămas niște coroane în plus. Când m-am zis la mormântarea aia care s-a contramandat până la urmă. Mormântarea la care m-a trimis pupăză. Pardon, domnul președinte. A înviat mortul și s-a spart petrecerea? Păi au zis că vine Chiorete și Așlea, treacu să fii de mâncătoare de hot dogi. Hai bre, că ar fi păcat. Bre, e păcat, avem o grămadă de coroane. E sezonul mormântărilor la Belu. Bre, știi ce dă ea la pomană? Că numai bogătani are meniu mai tare decât la nunți. Are peritiv, are țuică mică înainte, țuică mare după, are friptură, sarmale, iar pui la rotisor, porți, vin. Vai, eu, mai că Uică! Stai și proastă, că săptămâna asta e post. Prinde numai orez. Păi,
oficial sunt la Olănești. Doar tu și șerpașii aia știu că sunt aici. Da.